Naționala de fotbal a Rusiei a fost exclusă din barajul pentru Cupa Mondială în urma invaziei din Ucraina, iar acum nici meciuri amicale nu mai poate organiza pentru prima selecționată, datorită faptului că federațiile naționale de fotbal refuză invitațiile Rusiei. Un membru din Comisia Tehnică a Federației Rusești de Fotbal spune că aceștia se așteptau la o astfel de decizie, doar că selecționerul Valeri Karpin a decis totuși să convoace jucătorii pentru un stagiu de pregătire. Gazi Gadziev a mai declarat: sper că întreaga poveste să se termine rapid și să revenim pe scena internațională. Dacă Polonia nu vrea să joace contra noastră, atunci nici nu trebuie. Ne-am putea crea două echipe și am putea organiza niște meciuri prin care să dezvoltăm fotbaliștii. Ar fi mai puternici în momentul în care vom fi din nou primiți. Putem organiza amicale cu țări care n-au nimic împotrivă, cu China sau cu Cuba. Am putea organiza o sărbătoare a fotbalului pentru oameni, pe Luzhniki, a mai spus acesta. Nu e de mirare că singurele state care ar accepta un meci amical cu Rusia sunt statele comuniste. Chiar le-aș da o idee, să organizeze Cupa Mondială a Statelor Comuniste. Cred că și Coreea de Nord e interesată.